Sau și v-am zis la un nou joculeț pe canal, lăsăm joculeț, de asta gratuit. Și v-am zis că vă mai arăt ocazional joculețe gratuite. Asta e un joc în care te bați într-o arenă cu mai mulți oameni. Ai diferite caractere din care poți să alegi. Și obiectivul e să vedeți cine reușește să... adică ce echipă reușește să ia mai multe kill-uri până la sfârșitul rundei. Asta e un alt caracter care poartă rolul de sniper, dar are mai multe chestii la dispoziție. Are și mâna aia, de exemplu. Să încerc... ce l-am rupt pe ăla? Stai că mă urmărește asta acum. Să mă întorc repede la echipă. Repede. Fuck. E un joculeț pe care puteți să-l încercați și voi. Nu necesită un calculator foarte puternic și tocmai asta e și ideea. M-am zis că vă mai arăt joculețe de genul ocazional, printre jocurile mai mari pe care le fac eu, să mai existe și cât un mic joculeț de ăsta pe canal. Nu știu încă dacă voi mai face episoade cu acest joc, dar vi-l arăt momentan și vedem după aia. Mai zic, dacă vreți să-l încercați și voi, aveți un link în descriere. Puteți să intrați acolo să vă faceți un cont. Se downloadează imediat că e mic. E făcut pe Unreal Engine, așa că are o grafică destul de ok. Două kill-uri. Toată lumea se bate în mijloc. Să încerc să merg prin spate pe aici să vedem. Prea mai am viață. Ce mi-a tras ăla. Și ai mai multe caractere la care poți să, pe care poți să le alegi. Dacă apeși pe space, o să poți să faci asta de câteva ori pe match. Nu poți să schimbi caracterul chiar când vrei tu. Dar hai să mai jucăm o dată cu caracterul ăsta și poți să schimbăm pe altul. Să vi-l arăt și pe celelalte. Cu asta dacă dai de la distanță, îi rupi. Uite, 3 kill-uri și nici măcar n-a trebuit să mă apropii de ei. Dar trebuie să ai grijă. Hop, ia de aici. Bine așa. Am foarte puțin și mor. Este problema. E că am luat un assist acolo. Merge foarte bine. Nu cred că veți avea probleme cu el. Bine, nu are grafică foarte impresionantă sau ceva, dar tocmai asta e și ideea, să meargă pe cât mai multe calculatoare. Hai să schimbăm caracterul. O să ne luăm... Hai să ne luăm pe ăsta, să vedem ce știe ăsta să facă. Asta văd că are ceva de foc. Și așa poți să tragi cu foc. Să ne ducem la bătălie din nou. Toată echipa mea a murit și au mai rămas ăștia în mijloc. Trebuie să mă retrag. Fuck! Mă fac ăștia praf. Plecați-mă de aici. Da, m-au făcut praf. Deci pur și simplu m-au anihilat. E mult mai ușor când ai o armă și poți să tragi de la distanță. Și e mult mai greu când nu ai. Hai să-l vedem pe... pe ăsta nu... Deci vedeți că e un timer aici, 90 de secunde. Timp de 90 de secunde eu nu pot să schimb caracterul. Și trebuie să mă joc cu același caracter. Și după 90 de secunde atunci abia o să mă lase să-l schimb. O să vă mai arăt joculețe gratuite dacă aveți și voi joculețe de-astea free-to-play pe care le jucați sau poate ați auzit de ele, puteți să mi le recomandați în comentarii și vom mai face și altele. Dar, v-am zis, merită să-l încercați pentru că e destul de fun și aveți un link în descrierea videoului dacă vreți să faceți acest lucru, să downloadă jocul. Deci eu timp, uite, mai am 50 secunde și nu pot să-mi schimb caracterul, trebuie să aștept. Așteptăm. Și mergem mai departe. Faină muzica pe fundal. Problema e că nu prea îmi dau seama ce face, adică trebuie să te obișnuiești cu caracterele. Dacă ar fi să compar jocul ăsta cu ceva, ar fi Smite Arena. Pentru că cam același lucru se întâmplă, doar că în ăsta n-ai obiectiv să distrugi o bază sau ceva. Pur și simplu ai obiectiv să te bați cu alți oameni. Ce puțin în modul ăsta de joc. Sunt mai multe moduri de joc, dar ăsta e modul pe care l-am ales eu acum. Sunt doi care mă fugăresc, mă uit pe hartă după ei. Să mă duc lângă echipă să mă ajute. Holy shit. Ia luați de aici, băieți. Ia luați de aici. Assist. Acum trebuie să fugim. Cer să-i bat pe ăștia, dar... Da, m-au făcut praf. Hai să vedem dacă pot să-mi schimb caracterul. Păsăm pe space. Da, ne lasă. Și o să ne luăm... Gordon can deal much damage, has extreme range for a melee fighter.
O să luăm pe Gordon ăsta, să vedem cum e. Ok, Gordon are dita mai toporul. Mamă, l-am dat pe ăsta jos. Ia uite ce îi rupe. Hop! Ia de aici. 4 kill-uri. Băi, foarte bun caracterul ăsta. Doar singura problemă e că e melee și nu ai range deloc cu el, dar în rest e super bun. Uite ce aruncă pe ăștia în aer. Holy shit, uite cât damage poate să dea caracterul ăsta. Holy shit, double kill. Foarte tare. Ești până la urmă, îți alegi un caracter cu care te descurci tu mai bine și te joci cu ăla până la urmă. Să apăsăm pe 4 să ne dăm un pic de viteză. Ai diferite poțiuni pe care poți să ți le pui. Lăsați-l în pace, mă, băieți, mă. Strei, nu prea pot să mă pun cu ei. Ia asta mă bate cu picioarele. Voi vedeți că îi bat pe toți trei deodată? What the fuck? Prea genial caracterul, nici nu cred că îl mai schimb, îmi place prea mult. Ok, ne respawnăm. Respawn. Asta e genul ăla de joc pe care îl joci, să zic, te-ai plictisit de toate jocurile și vrei să joci ceva așa la, doar la distracție? Asta e genul ăla de joc. Și nu e genul de joc pe care zic că îl joci foarte mult sau ceva, dar e distractiv. De ce nu? Și dacă e gratuit, de ce să nu-l încerci? Vezi, poate îți place sau nu. Oh, dar îi rupe caracterul ăsta în două. Cu tot cu armurile lor și cu tot. Doamne, mi-a dat-o rău de tot. Nu mă lasă să-l mai schimb. O să mă răspunesc cu el și să vedem ce reușim să facem. Și sus acolo aveți câte vieți mai avem. Deci dacă echipa mea mai moare de 23 de ori, înseamnă că pierdem. Dacă echipa lor mai moare de 25 de ori, înseamnă că pierd ei. Trebuie să avem grijă la chestia asta. Oh, ce i-am dat-o. Ia, vină încoace. Poc! Să zic, prins pe neașteptate. Vedeți că și el mi-a dat acum. Oh, uite cum face. Deci ăsta e caracterul meu preferat din jocul ăsta acum. Adică nu le-am încercat pe celelalte, dar pe bune, ador pe ăsta. Și uitați-vă ce pot să fac cu ei, doamne. Deci e prea de tot. Cred că unele caractere sunt și un pic overpowered. Problema e că sunt 4 de-a lor și doar 2 de-a noștri. Să aștept să vină și ceilalți că... mai am viață. Doi, ia uite, uite cum mă fugăresc oamenii. Stați acolo, mă, băieți, mă. 10 kill-uri. Încerc să mă descurc destul de ok, aș zice. Bun, ne respawnăm. Să vedem ce reușim să facem. Avem 19 și 16. Destul de bine. Vedem dacă reușim să câștigăm meciul ăsta. Deci, după cum a zis, jocul e gratis. Găsiți un link în descriere dacă vreți să-l jucați și voi. E absolut gratuit și merită încercat, mai ales că e weekendul, timp liber, de ce nu? 11 kill-uri. Mamă. Eu aș vrea caracterul ăla care trage cu arma aia, dar îngheață, dar nu l-am. Dar tot îi rup cu ăsta. Uite ce-i dau. Fața la caracterul pe care îl joc eu e că le dai o dată și îi dă pe jos. Iată pe ăla câtă viață mai are. Vreau eu să iau kill-ul, dar n-am reușit. Îi dai pe jos și pe aia arunci pe sus. E prea de tot. Hai. Poc. E un topor cu rachetă. Deci ce e mai bun decât un topor cu rachetă? Nimic. Am murit într-un final. Respawnăm. Nu o să mai schimb caracterul pentru că îmi place foarte mult ăsta. E prima dată când mă joc, deci nu vă așteptați să am 5-10 skill sau ceva. Dar e distractiv. Stai un caracter mai puternic de la ei. Se vede. Dar... holy shit! Double kill. Triple kill.
Doamne, deci ador caracterul ăsta, e prea de tot. Hai, încă o lovitură, încă o lovitură. Așa. Bine că nu și-a făcut skill-ul ăla pentru că începea să învârte pe aici și cred că mă rupea. Assist, bun. Ei mai au 3 și noi 10. I-am rupt destul de tare. Nu! Fuck, m-a rupt ăsta mare. Nu uitați, dacă vreți să vă mai prezint joculețe free-to-play de-astea gratuite, pe care puteți să le încercați oricând, nu uitați să apăsați butonul de like și vă voi mai prezenta, v-am zis. Puteți să-mi sugerați chiar jocurile pe care le jucați voi, care sunt gratuite, în comentarii. De ce nu? Și se pare că am câștigat. Am câștigat meciul. Dar ăsta e joculețul, dacă v-a plăcut, v-am zis, nu uitați să apăsați butonul de like și joculețul gratuit. Încercați-l și voi. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!